Bună ziua, acesta este un review, o descriere a unui mașini de cusut electrice, portabile, de mână. În pachet, nu veți primi bateriile, ne sunt necesare patru baterii tip 2A, AA, deci de 1,5 V. Per total 6 V necesar pentru a funcționa motorașul acestei mașinuțe de cusut. Brandul este Starleaf. O puteți cumpăra și de pe site-ul Mediashop. În pachet mai aveți 6 piese adiționale, da? Deci aveți un ac ajutător de trecere de trecerea firului prin țesătură, un fus lung din plastic, un ac cu cârlig și să zicem, manual de instrucțiuni cu pictograme, care este foarte util. Aceste pictograme chiar vă ajută în descriere și în funcționare. Deci chiar vă ajută ca să o puteți manipula și să învățați să o folosiți. Cam asta e singura parte de hârtie care s-a părut cea mai interesantă din tot pachetul de la producător. Ce mai trebuie menționat? Atenție mare, mașinuța nu trebuie folosită pentru o perioadă mai lungă de 30 de minute în mod continuu. Se va încălzi motorul și într-adevăr așa este și riscați să ardeți motorul. În schimb, materialul din care este construită carcasa mașinății este un plastic. Ok, el este frumos, e lucios, dar vă spun că este tare ca plastic. Dar, sincer, la o căzătură, două se va sparge. Asta e o parte urâtă. Putea să fie un material ceva mai tare dintr-o altă compoziție. Ceva mai mare rezistență. Ce trebuie să vă mai spun, această parte de metal, da? Deci acest cadru de metal, atenție mare, este finisat, dar nu este perfect finisat. Undeva aveți senzația de tăiere. Simplu de încărcat bateriile, atenție mare, ele se pun plus minus, plus minus. Atenție mare, nu le inversați. Atenție mare când le cuplați, vă ajută și partea de interior de la capacul bateriilor. Vă va explica un plusul și minusul. Atenție mare. În rest, aici avem un buton de reglare a înălțimii capului de cusut. Da. Înrotiți stânga-dreapta în sensul axei decesorului și în sens invers. Observați, el să-și va ridica poziția, își va coborâ poziția. Trageți în sus, da? Cu ceva forță, aplicați ceva forță pentru a trage această pedală, această pedală de oprire și de fixare a materialului. Introduceți materialul, da? Sub această talpă, această pedală talpă. Și, în schimb, mai trebuie menționat, avem o piedică, da, exact în partea dreaptă a butonului de pornire și oprire. Piedica aceasta vă fixează pe poziția de nefuncționare, poziția de oprire, astfel încât să nu aveți accidente, chestii de genul ăsta, când umblați undeva în partea frontală, lângă cu degetele, să vă puteți înțepa un accident, Doamne ferește. Aici aveți bobina cu ață. Ața trebuie trecută prin această
zona unde aici este să zicem, un pas de pretensionare. Și aici avem o altă zonă de fixare și pretensionare. Ea este reglabilă. Sunt două discuri, treceți firul prin aceste două discuri, care puteți observa. Și aveți reglaj, da? Această rotiță de reglare. Îl tensionați în maxim, îi mai dați drumul de la tensionare, lăsați mai moale firul. Ok, firul mai trebuie trecut undeva, dacă puteți observa. În interior mai există un cârlig pe structura de metal, sper că este vizibil. Da? Se trece firul și până acel cârlig și după aia îl veți introduce în acul propriu-zis al mașinii. Face față la țesături normale de casă, țesături care să nu aibă o grosime prea mare și nici o adâncime prea mare. Este ideală, într-adevăr, pentru cămăși, blugi, fețe de perin, cerceafuri și materiale de textile moi, de obicei, care le are cam totul în casă. Partea bună a acestei mașini, da, este electrică, este pe baterii, e foarte utilă și vă ajută la multe situații care apar în uz normal acasă, la fiecare om, pentru a nu mai fi nevoiți să fugim pentru ce? O cusătură la o cămașă, la un buzunar de plug, la o manșetă, la o cămașă, o bordură la un tricou, la un guler. Nu mai trebuie să fugim la croitor, da? Pentru o simplă cusătură. Ei, cu chestia asta chiar o putem face. Și se poate face și mai mult de atât. Eu nu sunt chiar expertul pe croitorie, dar nu sunt croitor profesionist. Dar probabil că este o jucărie bună și pentru un croitor profesionist. Per total, v-am spus, la prețul ăsta, pe mine nu mă interesează la prețul ăsta prea mult nici partea de garanție. La mine, anumite produse care au un preț foarte mic, nu-mi dau bătaie de cap partea aia cu garanții, chiar nu mă interesează. La o anumită sumă, la un anumit preț, nu mă interesează garanția prea mult în viitor. Deci, per total, bună de achiziționat, bună de avut în casă, vă poate o ajuta în multe situații și vă va ajuta în multe situații dacă o veți achiziționa. Cam asta a fost tot. Vă mulțumesc frumos!